Da. Bună ziua, mă numesc Alexandru Melnic. Deja cred că cineva de-a mă cunoaște, vorbesc totdeauna despre mizerie și mizerabilii care avem la moment acum în țara noastră. Astăzi îți cer să vorbesc despre morală și moralitate, de la bun început. Mai departe, trăim și vedem. Fiindcă e greu să avem morală. Dar totuși, Marele Eminescu parcă s-a uitat înainte, a intuit ce se întâmplă la noi în vremea asta noastră. Și ce a descris el acolo, fix ceea ce se întâmplă la noi. Citim astea, versurile lui, poeziile lui. Toate veci și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Mai jos noi ne adresăm de mai deseori acolo, ce e rău și ce e bine. Și mai departe, nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Iată, situația asta de azi e 100%, așa cum a prevăzut-o, sau era și atunci, poate, eu nu cunosc cum era 150 de ani în urmă, dar astăzi fix e așa, fix e așa. Acum vreau să spun despre val, și, da, ce înseamnă nu spera, adică cei ce au mers pe valuri. Noi am avut valul Filat, valul Plahotniuc, valul Dodon, etc. Adică noi numai pe valuri mergem, unul după altul, valul se schimbă, toate sunt vechi și nou toate. Da, au fost unul, a venit altul și tot așa este, și vechi și toate. Dar noi trebuie să știm atunci, să știm și acum ce e rău și ce e bine și cum să ne purtăm. Desigur că în orice guvern, în orice parlament acolo, dacă ai nimerit, nu poți pe toți să-i întorci în cum tu dorești. Dar este sigur că dacă ai demnitate, totuși faci un bine. Dacă un singur om face, promovează binele, dacă deosebește ce e bine și ce rău. Dar dacă mergi după val, înseamnă că ori că ai sperat acolo să te îmbogățești, ori că ai frică, ai teamă. Așa Marele Eminescu a spus și cred eu că așa și este. Acum vrem să vorbim de persoane concrete. Am vrut foarte mult, am vrut să o critic tare pe doamna Băbuc. Nu avem cuvinte cum să-i spun, dar acum, la moment, eu singură m-am înduieșat o leacă și am văzut cum ea l-a ocărit pe creatura josnică, Sârbușorul, și mai face niște lucruri, mai o văd acolo, care vorbește mai omenește un pic. Deci aia am să spun despre majoritate absolut, dar totuși am să-l iau în primul rând pe Diaco, care am mai spus odată, Diaco, care ne-a otrăjit viața de 30 de ani. Și acum numai continuu să facă, tot acum parcă nu la vorbește, parcă o leacă să mai dă seama, parcă o leacă înțelege și bine și rău, dar dă să ne aducem aminte. Domnule Deacu, doamna Băbuc și ceilalți mulți, Sârbușori și mulți care au fost în Partidul Democrat, oare nu înțelegeți atunci că 100.000 de persoane strigă, dar nu odată, dar ani întregi strigau Partidul Democrat hoții, Plahotniuc la pușcărie, Plahotniuc fuge, voi rămâneți. Da, și Filat tot așa, toți dintr-o oală. Și cum chiar eu vă întreb și aș vrea ca acei care, jurnaliștii de la televiziuni, care au posibilitate să întrebe mai bine în față, cum doamna Băbuc sau cum domnule Deacu, chiar nu înțelegei atâta minte aveai și nu înțelegei ce-i bine și ce-i rău? Cum ați procedat așa? Cum v-ați purtat așa, oameni buni? Asta e problema. Ion Ungureanu a fost ministru a culturii și a rămas pe vecii vecilor patriotul nostru și omul care îl om stima mult și bine. Așa a putut și doamna Băbuc să fie, că ea desigur că este profesionalist. Eu nu mă comparez cu dumneai în cunoștințele ei, dar de ce doamna Băbuc trebuia să a zvârli curcanei peste gard? De ce doamna Băbuc trebuia să tai panglica cu țuțul și cu ulța alții acolo? Și dacă îți împlineai
îndeplineai funcțiile tale bine, era estimată. Și acum încă este o șansă, oleac, la Sârbușor cred eu că nu mai este șanse și la mulți alții acolo. Dar voi așteptăm de la dumneavoastră ca să reveniți un pic la normalitate, să promovați binele, să promovați binele. Da, că dat fiind faptul că ceea ce a fost atunci, toți recunosc acum. Și Iacov, și Zizdan, și toți spun că am fost sub călcâiul domnului Plăhătniu. Dar da, Candu este, dau ceva acum, Candu este ceva deosebit. Candu, asta, dar să spun, am ușit deodată despre Candu. Candu este un volpoi foarte mare, care știe cum se cu coada se asta ia, se nu știu cum se spune acolo, se șteargă urmele. Dar domnul Candu a vorbit acum, nu știu cum, și a spus că iată, el a înaintat un proiect acolo cu tichetele și ia că nu s-a împlinit sau s-a împlinit, dar nu chiar cum se cade. Om bun, cu tichetele noi vorbim, dar domnule Candu a promovat legea amnistiei capitalul, legea cetățeniei pe bani, mulți, care noi să nu știm cine sunt ei și să ne iei pe urmă toată Moldova să ne ocupe și noi nici nu știm cine e. Dar el a înaintat o lege care, nouă de acum parlamentare, nu vorbesc despre asta, dar e să prăfuiește undeva acolo în parlament, în sertarele parlamentului, legea decriminalizării. În prima lectură deja a fost votată legea decriminalizării. Unii domnul Candu vrea ca cel care în realitate au fost aici, toți știu, cred că cineva a furat două tubice în farmacie și spunea că el riscă 7 ani de pușcărie. Dar cel care miliardul a furat, nu, el nu este penal, el poate fi numai amendat. Această lege a vrut domnul Candu să o treacă și nu știe mai înainte cine vine. Dacă situația și care majoritatea de azi sunt mai departe, ei poate să promoveze și legea asta. Asta despre Candu. Acum... Toți acum vorbesc ca niște din majoritatea asta, care eu îi spun, s-au format spuma după Eminescu, spuma aceasta învenenată, această plebe, acest gunoi. Iată, această spumă vrea să reții la putere și o ponegresc într-una pe Maia Sandu, că ea a ridicat nenuța. Uitați-vă la ăștia așa de cu niște figuri, așa, cu niște câte ești de măroși și de acolo, Bolea, Novac, Dodon, înțeleg, și tot spune că ea că Maia Sandu a ridicat mânuța acolo la guvern undeva. Maia Sandu și ca mulți alții, am mai spus până înainte, nu putea să știe tot cele ce se face în guvernul șala. E dacă își face lucrul ei bine. Și asta era bun, pentru asta să-i mulțumim. De acolo iau. Cred că așa care face lucrul celălalt, face bine și el desigur că susține oleac acolo. Dar una e să ridici mânuță la guvern și alta e că nu guvernul hotărăște. Până la urmă, parlamentul hotărăște tot. Și cu miliardul, și cu aeroportul. Parlamentul, unii voi, dragilor socialiști, ați avut o fracțiune mare în orice caz. Și acolo se hotărăște, acolo se dădea lupta. Chiar dacă a fost cumva acolo, cum spune, că s-a luat îndătorirea sau cum se numește acolo guvernul, și chiar și așa, a doua zi, a treia zi, peste o lună, parlamentul are dreptul să întoarcă iar la ceea ce a făcut guvernul și să schimbe situația. Așa că nu vă ascundeți, domnilor, după deget. Ei tot ce ascund. Da, asta am spus. Cer scuze că desigur că nu poți așa să o iei tot la rând, să nu-ți spui niște însemnări cel puțin să faci. Desigur că eu venind aici ne-am pus astea, ne-am însemnat cumva
chestiunile astea care și după cum se merg. Acum vorbesc despre porumbel. Porumbelul ăsta care noi vedem și la televiziuni și pe tot locul se vorbește, care nu are nimic omenesc în trânsul. El de zeci de ori spune una și face alta. În ultimul moment, el la doamna Natalia Morari spune concret, și el mai întreabă o dată, când alegerile anticipate? Eu acum spun ferm că alegerile anticipate o să facem în iunie. Ferm, și el întreabă încă o dată, Natalia, cum ferm? Ferm, eu așa să fac și așa, nu m-au ieșit de acolo și am văzut deja cum au venit cu și propuneri și așa mai departe. Dar celelalte de zeci de ori, uitați-vă pe la televiziuni și a să vedeți. Mai puteți să vă uitați, o leacă, vă îndemn chiar să uitați, să vă uitați ce spune Șelin, ce spune Gurău, ce spune Ghelici despre Dodon, despre morala lui. Și a să vedeți cine este Dodon și este desigur că și Partidul Socialistului. Măcar că totuși eu cred că în partidul acela ar trebui să fie oameni care ar trebui să iei atitudini față de purtarea acestei creaturi josnici, cum eu le spun. Dar am mai spus odată, ca să știți ce e om josnic demn de dispreț, să vă uitați în dicționarul explicativ. Eu parcă aș vrea, dar parcă nu-mi pot permite să spun cuvântul acela care se merită pentru acești oameni. Da. Acum, da, aici spun iar de Eminescu, că el a spus și asta, spuma asta învelinată, asta plebe, azi gunoi. Asta avem acum în Parlament. Și fiecare dintre dânsii, socialiștii, parcă ar vrea, parcă fac, parcă nu fac coaliție, parcă se distanțează, parcă nu știu și, dar numai bine nu fac. Cum credeți, chiar către test să ne aduc, cum oameni buni să faci coaliții cu cei care au furat, cu cei care s-au schimbat, sau cu Sârbușorul este care asta, eu mai spus o dată, aceasta este spuma principală în Parlament, Sârbușorii și Șorii. Acum aș vrea să mă adresez la jurnaliștii de la televiziuni, să arătați, vă rog, să cătați momentul ăla când Bătrâncea rupea cămașa de pe dânsul, criticând pe Șor, pe Tauber, pe Regina Apostol, etc. Și atunci avea dreptate. Eu socot că avea dreptate și mai că noi aș zis și atunci mulțumesc, că așa este adevărat. Dar acum, ce faceți, da, încă o dată, ar fi bine ca noi să vedem la televiziune toate lucrurile astea, cum le vedem, cum se poartă Dodon și multe lucruri care totuși televiziunile le arată și noi trebuie să facem concluzia asta. Da, cu situația de astăzi, din Parlament, cu alegerea guvernului, fel de fel de persoane, și deștepte și mai puțin deștepte, îți dau părerea, așa ca și eu, poate sunt mai puțin deștept, dar îmi dau părerea. Eu am auzit părerea lui Osmochescu, părerea lui Arseniei, experți de drept constituțional, care spun clar că Maia Sandu are dreptate. Dar ceilalți experți, Cârnați, de pildă, că eu tot îl stimez, că cunoaște omul, dar câteodată, da, ascultă, mai spun ce spune ceilalți experți, și apoi îți faci concluzia. Da, el spune că, și mulți spun alții, că dacă în Constituție de două ori, dar Parlamentul are dreptul de 10 ori să înainteze candidaturi. Eu, la mintea mea, spun că pare mie logic că nu este așa. Dacă este o egalitate între Parlament și președinte, dacă Parlamentul are voie mai mult de două ori să dea, asta ea, să propuie guvern, apoi și președintele are posibilitate, după a doua oară, dacă se înțelege, dă voie, dacă nu se înțelege, are dreptul să nu dea voie. Asta ar fi paritetul ăla la care noi vorbim. Dreptul dintr-o parte și dreptul și din alta. Dacă e sigur că ajung la o înțelegere, atunci e sigur că e așa. Dar din al doilea punct, încă președintele a dat jurământ că se lupte cu corupția. Dar cum, dacă corupții noi vedem acolo, în Parlament, și majoritatea parlamentară sau fracția
majoritară socialiștii, deloc nu văd și fașii Andronache, deloc nu văd, nu spun, nu vorbesc ce-a făcut Neguță și mulți alții. Ce fac ei tot? Asta este, că se vede de la o poștă cine și ce este și unde este binele și unde este rău. Cum spune acolo Eminescu, spuma asta, cum, Doamne, stimați cetățeni, spuma asta să ne hotărească nouă și să ajungă stăpâni pe țară și pe noi, să ne hotărească întrebările noastre. Regina Apostola, Andronache, Aștora, ăștia au dreptul moral să ne hotărească soarta noastră, soarta țării Moldovei, oameni buni. Atunci președintele are toată dreptatea ca să iei orice măsură acolo, poate, până când nu este ceva din Constituție. Care mai mare este domnul Dron, care e foarte stimat om, foarte cunoaște, dar de domnule, dar cum așa spui că da, el n-are dreptul, el trebuie să facă acolo așa cum vrea. Cum îi șer asta hoții, cum îi șer hoții și așa mai departe. Păi eu cred că nu prea aveți dreptate și clar că e, chiar dacă nu face prin decret, nu înaintează prin decret ăsta cei care e promovează partidele astea, dar ea are drept constituțional încă o dată, se respingă tot până la urmă și dacă se margă la impeachment, merge la impeachment, dar nu spune că a încălcat Constituția. Ea are dreptul ăsta să respingă cât n-ar fi, câte ori n-ar veni asta și Parlamentul are dreptul de câte ori vrea, tă ori să înainteze. Drepturile sunt egale, înțelegi, și este tot constituțional aici. Și vedem ce a zis curtea. Da, vedem curtea și a zis, da, dar înțelegi, încă și o dată, dacă ar fi noi normal așa, eu ce mai spun o dată, că noi nu am ales nici curtea constituțională, nici procurorul general, noi n-am ales nici judecători, noi am ales Parlamentul. Parlamentul este obligat să răspundă de orice ce se face în țară. Dar dacă Parlamentul acum este acel care ei singur spun că este, nu stimă unul de față de altul, nu e legătură, nu e acolo, unul spune că celălalt e hoț, așa spune că celălalt e hoț și mai departe. Toți au ajuns la concluzia că nu pot să lucreze. Atunci s-ar putea de autodizolvat sau în cazul ăsta poporul trebuie să hotărască. Da. Dar poporul e sărac și greu ca să vie și să facă dreptate, dar noi știm prin alegerea președintelui că poporul a vrut cel mai mult să mergem la anticipate. De aici trebuie să luăm și chestia asta și nu să facem speculă din toate lucrurile astea. Să găsim ce e drept, ce e corect, ce e bine și ce e rău. Și să promovăm lucrul ăsta. Hoții au venit la putere, vin la putere. Criminal. Noi alegem deputat, dar ei vin și fură. Da, asta îmi pare că am spus deodată că vedem cum se luptă socialiștii, șorii, sârbușorii cu Maia Sandu, dar deloc nu se luptă cu Andronache, cu Neguță, cu Mold Silva. Acum de Mold Silva vreau să spun, dacă acest domn care este Costiuc s-a dus noaptea acolo, a găsit hoții, acum se vorbește în spațiu public, că nu e deloc acolo tot e în regulă, tot e așa, dar mă vă spun o întâmplare care tot s-a spus acum de la Moscova, un tânăr din Moldova care trăiește în Moscova de vreo 10 ani acolo cu familia și el are 17 ani, ori 18-17 ani și era noaptea târziu la autogară, la gara de tren undeva și aude strigăte acolo undeva, țipă o femeie, cere ajutor. El se întâlnește un om acolo, hai să-l vedea, altul, nu vrea nimeni să se ducă. Se duce el singur acolo, pe cale ferată acolo un individ,
o strângea pe o, pe o doamnă acolo, pe o fetișcană sau mai știu, pe cine acolo, vroind să o violeze. Dar când a văzut că el o strigat acolo și a fugit. A fugit. Se întreabă de ce a fugit. A fugit acela Iescloc sau nu? Bănitul și ala sau cum se spune. Da. De ce a fugit? De atâta că a încălcat legea că acolo. Așa și aici ne punem întrebarea. De ce Costiuc când a venit noaptea în pădure acolo, toți s-au șters Putina. Sau l-au agresat. Da. Da. De ce au șters Putina? Numai faptul ăsta, domnilor, ne spune nou cine ce-i bine și ce-i rău, unde e adevărul și unde e asta. Și ce mai așteptați, domnilor, de la procuratură sau de unde acolo, de la poliție? Care problema că acolo tot e bine? Care bine vedeți voi acolo? Asta am vrut să spun. Acum, mai departe, și ați mai spune... Da, absolută majoritate... Cum ceva vorbesc și deodată, și Candu, și Bolea, și asta, că avem justiție. Deci, adresați-vă la acolo să vă facă asta, dreptate. Dar noi știm care justiție avem noi, care procuratură. Cum să vă deschide gura vouă să spuneți lucrul ăsta, că adresați-vă la justiție. Parlamentul odată trebuie să facă, trebuie să termine cu asta. Acum, da, aici am scris eu despre interzicerea offshore-ului. Partidul Socialistului tot vin cu legi care va... Veniți acum în plenul Parlamentului și declarați, ar faceți o lege de a interzice offshore-uri. Chiar dacă în Europa sunt undeva, dar cred eu că nu ne pedepsește nimeni pe noi. Dacă noi, Moldova noastră, am scotărâm că gata cu offshore-uri, nu vorbim mai mult. Nu este offshore, fiecare trebuie să știe cine-i numele, cine-i proprietarul și cine-i așa mai... Noi avem Transnistria, nu e offshore de 30 de ani. Și eu știu că întrebarea asta a fost pus când era guma prin Parlament. Un criminal guma care era prin Parlament și tot Partidul Democrat nu a votat. Nu a votat asta. Lor le place offshore-uri. Și noi vedem cum ceva în offshore, care lumea nu știe absolut și așa e offshore, și cum se, cu ce se mănâncă e. Da. Da, dacă justiție, nu avem justiție, da, trebuie numai decât legea de modificat în așa fel ca judecătorii să aibă responsabilitate de ceva. Nu este nimic în lume așa care fără să răspundă. Judecătorii la moment nu răspund de nică. El nu, la noi nu este pedeapsa cu moartea, dar dacă ar fi, judecătorul trimite la moarte și spune că asta a fost intima lui dorință sau asta ea. Intima lui, așa el a gândit și l-a trimis la moarte și nu răspunde despre lucrul ăsta. Oare este așa adevărat? L-am ascultat pe Anatol Țurcanu la o misiune la TV21 cu Scripnic acolo. Eu pe Anatol Țurcanu știu personal, dat fiind faptul că am fost 5 ani prin judecăți și am fost mult timp pe la Consiliul Superior al Magistraturii. Am vorbit și cu Anatol Țurcanu și cu Visternicianu și cu Chimofte și cu ministrul era Tănase, cu toți am vorbit, dar nu s-a mișcat deloc nimica. Adică hotelul Chișinău, eu mai de multe ori spun, sunt 10 tomuri, câte 400 de file fiecare, și 5 ani am mers prin judecate și aici toți știu și Anatol Țurcanu, știi primă, așa îi spun la domnul Anatol Țurcanu, dacă am aude să vorbească cu mătra sa Iulia, să, încă o dată se vadă, să audă cum ne-a stratat și în judecăți și la Consiliu. Parcă nu știu și, dar până la urmă totdeauna s-a dat câștig de cagă hoților, cum a venit Polea Lungi în țară, cum a dat câștig hoților și așa a luat, înțelegi, chestia asta. Chiar dacă acolo prin hoțește au luat clădirea, dar acolo rămas înăuntru televizoare, aparatura asta, tot, nimeni n-a plătit, n-a primit din acționar un bănuț. Tot s-a dus pe degeaba la Grinșpul și Chilovatei.
Așa. Da, eu cu asta termin, dar am să vorbesc încă o dată, mă ating un pic despre politica de astăzi, despre partidele astea noastre, dacă îmi dau voie. Bine. Vă mulțumesc. Alt video, da.